salut, Samascu, și bine v-am regăsit un nou videoclip. Astăzi o să deschidem garaje de lux în GTA 5 alături de Mario Robert. Suntem aici alături de Mario. Salut, salut, băieți. Și după cum puteți observa, avem aici 20 de garaje, iar înăuntru se află fel și fel de mașini de lux. Iar la sfârșit, cel care are cele mai scumpe mașini a câștigat acest challenge. Apăsați acum pe butonul de like să strângem 2-3.000 de like-uri și cu ajutorul acestei rulete aici o să vedem ce număr o să ne pice. Așa că haideți să începem. Ești pregătit, da? Cine începe primul? Ce facem acum? Păi hai să facem un challenge, să vedem cine începe. Bun, hai să alergăm puțin cine de la liniuța asta și cine ajunge primul până acolo în fața câștigat. Ești pregătit, da? În 3, 2, 1 și... Oi, mă, Sicu! Da, un trecut. Ai câștigat, da, m-am încurcat acolo puțin. Perfect, cu care o să începem acum? Cu alea din stânga sau din dreapta? Hai să începem cu astea din stânga. Cu astea din stânga, cu albastrele, ok. Bun, deci tu dai primul de ruletă, da? Da, da, da. Bun, băieți, hai să vedem ce număr o să ne pice. Sper să pice un număr foarte, foarte bun. Să luăm o mașină super șmecheră. Ca să-l ofticăm puțin pe Amasico. Ia să vedem. 4, ok, ok. Amasico mi-a picat 4. Bun, hai să vedem ce o să-ți cadă la numărul 4 aici pe stânga, nu? Am chiar da, curios. Ce a picat lui ăsta, mă? Ce e asta? De unde e mașina asta? Știu, aveam așteptări mai mari, credeam că pică și mie ceva mai șmecher. Da, mă, ce mașină i-a picat, lol. Oricum, mașina asta costă undeva la 20.000, cred, adică nu e cine știe ce. Dar nu poți ieși de aici sau ce se întâmplă? Da, sunt blocat aici. Da, stai așa două secunde că te ajut eu. Te împing puțin din spate. Hai, mă, că mașina asta e proastă rău, mă, adică e o mașină nașpa rău. Chiar îți cru să văd ce o să-mi cadă la mine. Da, 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 ia să vedem. Sper să spice ceva la fel de prost ca și mie. Ha, să crezi tu, mă, că o să-mi cadă ceva prost. Hai, sunteți pregătiți, da? Ce? Hai să vedem, chiar îți curios. Sper să-mi cadă un număr cum trebuie, să-l batem pe Mario astăzi, mă. Și 5, mă. Mi-a picat numărul 5, mă. Haideți să vedem ce se află la numărul 5. Deci trebuie să deschid de aici din dreapta, da? Bun, 5-ul e acolo sus. Ia să vedem în 3, 2, 1. Și pum, 9. Mamă, ce mașină e asta? Da, mă, asta e o mașină foarte puternică. Luminează noaptea. Haideți să ne urcăm înăuntru să vedem. Asta oricum costă peste 100.000, cred. Adică e mult mai bună decât tata, nu? Da. Yo, bro. Chevy 9. Ce viteză are mașina asta. 9. Nu cred, mă, la o parte, mă, cu toți. Nu cred, bro, ce mașină mi-a picat. Dar nu știu cine e în spate, mă, e Naruto ăsta. Scrieți în comentarii, însă, mașina asta. Bro, deci nu ai nicio idee cum merge mașina asta. Vrei să o conduci și tu să vezi? Da, da, da. Ia pune-te să vezi cum merge, a? Păi, deci avem un domnișor. Asta ce tot aleargă pe aici? Du-te să nu te mai văd, man. Cum e? Mamă, e super, super rapidă. Da, ți-am spus eu ție. Costă mulți bani mașina aia, îți dai seama. Are foarte mulți cai putere. Bun, o să... Mașinile mele o să le pun pe dreapta și tu pe stânga, nu? Da, da, da. Acum suntem în fața lui Mario, chiar e curios, hai să dea el acum de ruletă, chiar e curios. Tu ești acum să dai, nu? Da, da, da. Bun, hai. Bun, băieți, hai să vedem ce o să ne pice. Sper să-mi pice un număr mai bun acum. Sper să-mi pice, să primești și o mașină de doamne, așa, așa, ia să vedem. Numărul 1, pentru că sunt numărul 1. 1. Ai, 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 nu prea am acolo impresii bune, cred. Hai să vedem. Hai să vedem. Numărul 1, da? 1. 9. Bro, ce i-a picat lui tipul ăsta? Ce e aia, mă? E un fel de... Ce mașină? Am un set de gaming aici. Da, e ceva de gaming, bă, dar numai că... Zboară, merge sau... Ce se întâmplă? E o mașină, mă, aia sau... Nu cred, 9. Oh my god, am zis că cât de șmecher e asta. Oh, cred că mă bate, mă. Ok. Ei, cred că ne bote, mă. O fi scumpă mașina asta sau ce o fi, mă? E ceva zburător, ok? Chiar țară, eh? Oricum, până acum sunt fața ta 100%, adică uite de ce mașina am eu. Comun, digă, comun, comun, hai, dă-mi un număr cum trebuie, te rog, un număr cum trebuie. Hai, am asicu, 10. Pro, 10 s-ar putea să fie un număr bun, cred. Am stricat ruleta asta, nu pot să cred. Uitați-vă și voi, bro, am dat cu grenade launcher-ul ăsta și a picat ruleta. Sper să mai funcționeze, man. Ei, fără să vreau, deci mi-a picat. Numărul 10 mi-a picat, mă. O, oh, hai să vedem. Da, mă, numărul 10, uite, eu văd aici ceva. Și eu văd.
Asta e un Audi, parcă, nu? Un Audi electric, dacă nu mă înșel, nu? Hai să vedem cum arată. Ce? Sunteți pregătiți în 3, 2, 1? Pam, pam, pam. Ce-i asta, mă? Asta e un Audi A4 sau? Ce-i asta, mă? E o mașină electrică, mă, nu? Da, un Audi... Nu știu ce fel de Audi e ăsta. E-tron, ceva de genul. Da, e o mașină electrică, dacă vă vine să credeți. Oh my god! Până acum suntem în fața lui, bro. Adică uitați-vă și voi ce mașini avem până acum. Parcă mai frumușel. Îmi place, bro. Și cum luminează, uite, are un fel de albastru. Luminează chiar tare în noaptea, cred. So, interiorul cum arată? Eu cam am aham, mie nu prea îmi plac mașinile electrice, sincer vă spun. Însă e ok asta. Bun, deci mie mi-a picat 10, da? Bun, hai dă tu acum, chiar îți cruz să văd la tine ce o să-ți spice. Până acum sunt mult în fața ta, cred, nu? Uite, până acum cred că am peste 200 și ceva de mii de dolari. Tu, na, 20, cred. Cam așa, la mine cred că scaunul de gaming costă mai mult, asta e super ieftină. Da. Bun, băiți, am mai recuperat puțin din diferență, dar trebuie să ne ducem mult, rău de tot cu banii, așa că sper să ne pice un număr ca să ne pice și o mașină bună, știi ce zic? Ia să vedem, 8, ok, ok, sper să ne pice o mașină bună la numărul 8. 8? Ok, da, da, da. 8-ul e aici. Hai să vedem. 3, 2, 1, 1 și pum! Cât de tare, e un Porsche mai diferit, mă, adică, ia să vedem cum arată. Ok, ce spate are, mă, n-am mai văzut așa ceva. Da, 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 e șmecher, îmi place cum arată. Ok, Porsche-ul ăsta cred că face că toate mașinile mele, 100%, cred, sau? Da, cred că e destul de scump. Da, e ceva un model nou, cred, 100%. Numărul 8 i-a picat, ia să vedem ce o să ne pice nou acum. Până acum avem, el are 3 și 2 mașini, hai să vedem ce ne pică nou acum. Și... Hai, 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 hai. Ce? 7, mă. Numărul 7, perfect. Mi-a picat numărul 7, mă. Exact lângă numărul tău, tu vezi? Da, da, da. Ia să vedem ce e înăuntru. În 3, 2, 1. Și 9. Poți să spui adio. Uite ce mi-a picat. Mi-a picat un Lamborghini, mă. Ia-l tu, mă. Ia-l tu să vezi cum merge. Tega, mamă, cum strălucește, pune-l acolo în dreapta. Vrei să-l furi sau ce vrei să faci? Nu, 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 am vrut să văd cât de mulți cai are. Am înțeles. Oricum e puternic, mă. E un Lamborghini, vă realizez că un Lamborghini are foarte mulți cai puteri și e scump, mă, adică cât costă un Lamborghini de genul? E un Lamborghini Aventador sau ce Lamborghini e? Cred că da. Da, costă oricum peste 200 de mii. Hai să vedem ce o să-ți pice ție. Tu ești acum. Bun, băieți, luam-o și că i-a picat un Lamborghini. Hai să vedem ce o să ne pice și nouă. Mai sunt 4 numere. 2, 3, 6 și 9. Și nouă ne-a picat numărul 3. Ok, știți cum e vorba aia, 3 oare cu noroc? 3? Ok, chiar sunt curios. Hai să vedem ce se află acolo înăuntru la 3. Da, ce? Da, 3, 2, 1. 9. Nu spune că... Ce mașină e aia, mă? Seamănă cu un Bugatti. Un Bugatti, Amasico. What? Na. O, luminează? Sau nu văd eu bine? Da, mă, luminează, nu? Da. Ok, da, e mult mai scump decât Lamborghini. Cred că costă mult mai mult la tine în mașinile, nu? Cred că da, știu că Bugatti ăsta e super scump. Da, mă, cred că costă un milion, un milion și ceva, dacă nu mă înșel. Aia, aia, trebuie să ne grăbim să vedem ce o să ne mai pice nouă, numai decât. Hai să dăm. Ce? Come on, diga, haide să vedem ce ne pică, hă? Chiar ești curios? Au mai rămas 3 numere, bro. Deci mult timp nu mai avem la dispoziție și 6, mă. Chiar ești curios? 6 s-ar putea să fie de noroc. Hai să vedem. Mi-a picat numărul 6, mă. 6? Da, 6. Mai avem 2, bro, 3 cu ăsta al meu. Hai să vedem ce e aici la 6 și... Pum! Pam! 9! Oh my god! O mașină strălucitoare, mă, care luminează noaptea, și... IBMV ăsta? Da, IBMV. Da, și în spate avem ceva aici. Ce e asta? Asta e Joker, mă, sau? Nu. Eu îl văd Naruto. Da, Naruto ceva. Hai să ne urcăm înăuntru. 9! Bro! Nu, nu o pot controla pur și simplu, mă. Ce? What? Bro, nu cred așa ceva. Haideți să le ridicăm puțin așa în sus, pac, să le vadă Mario mai bine. Acum le vezi mai bine, nu? Da, da, da. Tac, diga, uite-mă cum arată dacă le-am ridicat așa. Ia să vedem, băieți, ne-am recuperat banii cu Bugatti-ul ăla, deci mai sunt două numere, 2 și 9. Hai să vedem. Sper să pice 9. Oh, let's go, și mi-a picat chiar 9.
Mamă, sper că n-am ales greșit. Ia să vedem. Mi-a picat 9, Masico. 9? Și mie mi-a rămas atunci 2, nu? Ha, să vedem ce... Și... Oh my god! Nu cred ce mașină i-a picat. Ce mașină asta, mă, Candy? Ei, nu știu, dar e proastă rău de tot. Da, hai să vedem cine pică nou aici. Uite, eu văd aici deasupra ceva. Să vedem, 3, 2, 1, pam, 9. Nu cred. Proastă, e o mașină? Ce? Na, e o motocicletă sau ce asta, mă? Bar, n-am. Tiga! Da, mă, un fel de motocicletă ceva cu 3 roți. O să o parcăm aici pe dreapta. Mă scuzi, n-am vrut. Și haideți să vedem acum așa în mare parte cine a câștigat după tine așa. Ia să vedem, deci de acolo așa, acolo avem 1 milion așa, deci la tine avem undeva la 2 milioane pe acolo. Da, ceva de genul, maxim 2 milioane. Da. Bun, haideți să vedem aici la mine, de exemplu, 500 de mii Lamborghini-ul ăla pentru că e colorat, mă, să nu uiți. Da. Asta, așa, 20, 70, 100 de mii astea, cred, dacă nu, 150 de mii. Stai, mă. BMW-ul ăsta e super scump, că văd că și se ridică. Da, mă, plus că are lumile alea jos acolo, eu cred că, dar ăsta e scump, ăsta costă 1 milion. Așa, eu am 3 milioane, cred că am câștigat eu, da, am câștigat eu, deoarece mașinile astea luminate costă mult mai mult decât ale tale. Scrieți în comentarii voi cine credeți că a câștigat. Eu sau Mario, chiar sunt curios. Asta a fost prima rundă, deoarece acum urmează următoarea rundă, runda a doua. Uitați-vă și voi ce avem aici. Avem încă 10 garaje, chiar sunt curios să vedem ce o să ne pice aici. Bun, deci cine începe? Începe cel care a câștigat, da? Da, încep tu. Bine, începem noi să dăm de rulet acum. Și, come on, diga, haide să vedem aici. Ce număr ne pic așa de început? Și... 9, un 9 ne pică. Un 9 de început, eu cred că e bine, nu? Mi-a picat numărul 9, mă. 9? Ok. Da, 9 mi-a picat. Haideți să vedem ce este la 9 aici. 3, 2, 1, pam! He? What? 9. Cât de... Tiga, vas? Mi-a picat o bicicletă, mă. Ha, te mă bucur. Bicicleta asta cât costă, mă? $10? Cam așa, da. Unde s-o mai pune și pe asta, mă? Hai că o punem aici. O bicicletă, nea. Hai, dă tu acum de roată, mă, să te vedem pe tine. Bun, băi, Izu, am zis că i-a picat o bicicletă, deci putem să recuperăm lejer banii. Hai să vedem ce ne pică nouă. Sper să ne pice ceva mai scump decât bicicleta aia. Mi-a picat numărul 1. Cream că îmi pică 10. Numărul 1, hai să vedem. 1? Ce... Ai tu cu unul ăsta, data trecută tot unul ți-a picat, parcă, nu? Da, tot unul. Unul, adică pe primul loc. Văd acolo ceva strălucitor în stânga, nu? Da, parcă... și eu văd. Hai să vedem. What? Ia. 3, 2, 1. What? Nine, cred că mă bate tipul ăsta. Mă bate, bro. Deci o să fie și finalul, voi gândiți-vă că o să fie și finalul și o să vedem după cine a câștigat. O, se ridică și... În patru mâini, am vrut să spun. Bro, e un Lamborghini ăla care strălucește, are ceva în spate, nu? Da, are niște dragoni, cred. Da, sunt fel de dragoni, mă, cum arată, ți ajută la ceva ăștia, cred. Să fie cam nașpa acum, bro, deoarece îi pică și lui tipul ăsta, văd că Ferrari, chestii, trestii, bun, hai să dăm noi acum de ruletă să vedem. Și pam, diga, haide să vedem, chiar arăți curios. Bă, sigur să ne pice un număr cum trebuie, de ce nu? Sau și 3, 3, mă, 3 ne-a picat, chiar îți cruz, haideți să vedem. Și, bam, 9, ce, what? Ce asta, mă? Cred că tot ceva zburător. Da, cred, ia, nu cred. Bro, motocicletă zburătoare, na, oh my god, zburăm. Bro, ce motocicletă e asta, că n-am văzut în viața mea o asemenea motocicletă care zboară. Chiar îmi place, mă. Na, mă, mai prinde cineva de aici? Lol, bro, poți zbura cum vrei tu cu motocicleta asta. Stai, care e și el motocicleta lui? Stai, mă, vii și tu cu motocicleta ta? Unde-i? Eu stai aici, la teren. A, poți zbura și tu cu a ta? Ia zboară. Avem amândoi două motociclete zburătoare, mă. Tare, mă, am câștigat la fel două motociclete, nu? Zburătoare, da, zburătoare.
chiar tare, lol. Haideți să o parcăm, uite, exact aici lângă cealaltă motocicletă sau ce o fie. Sac, și ne dăm jos. Pam, tiga. Bun. Acum cine e? A, tu ești, nu? Eu da. Da. Hai, dă de ruleta. Hai să vedem, băieți, hai să vedem ce ne pică. Sper să ne pice la fel ceva bun, un Lamborghini sau ceva. Hai să vedem. Numărul 4. Ok. 4. Ok, 4 e aici sus. Hai să vedem ce o să-ți pice. Pum. Nine. I-a picat din nou o mașină horror de Halloween ceva, cred, nu? Cred că da, cred că da. E o Supra, o Toyota Supra. Ok. What? Pru, parcă ți-a mai picat una la fel, nu? Sau nu? A, nu. Ok, am înțeles. So, bro, dar ce ai în spate acolo? Ai ceva? Ai Game Master-ul sau? Fii un caracter, ceva din anime-uri? Da, da, văd și eu asta. Are un pepene acolo sau nu? Oricum, e puternică și mașina asta, cred, nu? Adică costă ceva. Ia să vedem motorul, văd că se vede de aici motorul. Vezi că-ți pică motocicleta asta în pământ sau ce s-a întâmplat? Să nu pierd, să nu pierd. Da, dacă ai pierdut, îți dai seama că ești pe minus. Haide să vedem ce o să ne pice nou acum. Ce? Pam, diga, haide să vedem, chiar arăți curios. Sper să-mi cad acum un număr cum trebuie. Vreau să câștig și eu ceva mai cum trebuie, vreau să-l botem. Sau un opt. Ești pregătit în 3, 2, 1? Sau ce? He, de ce nu se mai deschide? Da, acum s-a deschis. Yo, ce? Nine. Asta e un Urus? Lul. Un Lamborghini, iar? Da, măi, un Lamborghini Urus ăsta, numai că de ce e așa de lung? Pro, e o limuzină asta, mă? Da, 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 o limuzină Lamborghini. Da, bro, e Urus ăsta, nu? Lamborghini Urus, nu? Da, da, da. Ai, tu știi că e foarte scumpă limuzina asta Urus, nu? N-am mai văzut așa ceva. Știu că da, există Lamborghini Urus, nu? Da, Lamborghini Urus normal, dar cred că asta e super scumpă, că nu prea am văzut-o, cred că e super rară. Da, e ceva limuzină făcută extra, gen, nu știu. Ia să deschidem puțin portbagajul din spate meu, în cap e acolo, în cap, cred, nu? Cred că da, cred că da, e spațios aici. În față motorul, ceva de genul ăsta, dar oricum e scumpă, dacă e o limuzină, uite-te, uite-te puțin în spate acolo, cum stai, mă, da, mă, e o limuzină, ia să deschidem și puțin portierele. Mă, e mișto rău aici. Ia să văd și eu. What? Oh my god, bro, poți servi orice de acolo, nu poți? Ai masă ceva? E ok, îți poți pune acolo băutura, chestii, trestii, nu? Îmi place cum e făcut, gen cu scaunele așa invers. Interiorul arată ceva de genul ăsta, ok. Și hai să o punem aici, într-o parte, bă. Bun, băieți, hai să vedem, poate ne recuperăm și noi banii. Hai să vedem ce ne pică acum. Mamă, sper să-mi pice ceva bun, să-l întrec pe Masico. 10? Cumva 10? Da. 10? Ia să vedem la 10. Ok, și data trecută parcă tot 10 ți-a picat, nu? Nu mă știu exact, dar parcă da. Hai să vedem. 3, 2, 1. Ua! Ce mașină e aia, mă? Da, e o mașină din Fast and Furious 7, nu? Cred că da. Da, se deschid invers, vezi? Portierele. Da, da, da. Cum arată, mă? Și ce roți are, îmi plac. Eu? Cum merge mașina aia, vezi? Merge super bine, merge super bine. Da, e o mașină care e foarte scumpă, am înțeles, dacă e din Fast and Furious, you know? Până acum, ia să vedem. Deci, astea sunt mașinile lui Mario Robert. Are ceva, mă, uite. Ok, are și Lamborghini și Bugatti, are, mă. Și ea noi. Avem și noi ceva, numai că cred că Mario a câștigat 100%. Acum depinde, uite, mai avem 4 boxe de genul garaje și haide să vedem noi ce o să ne pice. Pam, diga, hai. Să vedem, număr cum trebuie, un număr norocos vreau și 6, din nou 6, bro, sau, he? Da, mă, a picat numărul 6, mă, 6, okay. Da, și, pam, 9, mi-a picat o motocicletă, mă, iau, e o motocicletă, ce motocicletă e asta, cu 3 roți e o motocicletă asta, lol, e a doua motocicletă care o câștig, mă, nu, cu 3 roți, da, da, da. Yo, hai că pune și pe asta aici. Na, nu e cine știe ce motocicleta asta, adică nu cred că e așa de scumpă. Bun, hai, dă-i tu acum. Până acum, eu cred că Mario cred că e în fața mea, 100%. Sau, eu cred că să vedem, nu știu exact. O să vedem după, să vedem ce mașină o să mai câștigăm. Bun, băieți, e rândul nostru, hai să vedem. Deci mai sunt 3 numere, 2, 5 și 7, dacă nu mă înșel. Ok, numărul 5, mamă, sper să fie ceva bun rău de tot. Ok, hai să vedem la 5 ce e. Ce? Ua, un BMW, nu? Da, da, da. Un BMW, ți-a picat, era să-ți pice în cap. Un BMW în 4 sau ce e ăsta? Nu, X sau ceva, parcă, nu? X6, cred, nu?
Da, cred că este X6. Țamul luminează, cred că, noaptea 100%. Au, arată chiar mișto, îmi place. Mai ales că e făcut așa negru cu... plus geamurile alea îmi plac, spoilerul din spate îmi place. Și acum am mai rămas cu două garaje pe care trebuie să le deschidem. Haideți să vedem, deci mai avem două, da? Eu sunt acum și acum e finalul, bro, trebuie să ne dea cum trebuie. Haideți să vedem și... 2, 9 și lui a rămas 7, mă. Mi-a picat 2, mă, și ție ți-a rămas 7. Bun, hai, am un 2? Da, da, hai, 3, 2, 1 și... Stai, mă, care era 7, 2? A, 2 sus, nu? Da, da, ta e cea de sus. Am un Lamborghini din nou, nu? Și tu ai un Lamborghini sau mai multe, cred. Bun, hai să le ducem acolo și să vedem așa mare parte cine a câștigat, da? Și mașina asta luminează chiar tare. Bun, hai să vedem așa mare parte. Voi puteți scrie în comentarii cine a câștigat mai cu exactitate, gen eu sau Mario. Bun, hai să vedem așa mare parte cine a câștigat acum. Deci, începem cu tine aici, nu? Da, da, da. Bun, deci avem aici, să spunem, 500 de mii, un milion avem doar cu Porsche-ul ăsta și cu mașina asta, da? Da, da, da. Ăsta, Bugatti-ul ăsta, 1 milion, 2 milioane, da? Da, da, da. Două mașini, astea două mașini, Lamborghini-ul și cu mașina asta din Fast and Furious. 2 milioane 500 de mii? Cred că da, cam așa, cam așa. Vine, ai pus și motocicleta din spate, asta zburătoare? Nu, nu, imediat o pun și pe aia. Și în plus au mai rămas astea 3 milioane, da? Astea două mașini plus aia 3 milioane 500. Da, cam așa vine. Da, 3 milioane 500. Bun, hai să vedem la mine aici, da? Avem aici Lamborghini-ul ăsta cu mașina asta, Audi-ul ăsta, nu? R8, nu? Cred că da, cred că e R8, e. 1 milion? Da, cam așa vin. Lamborghini-ul îi scump rău. De ră. Plus mai avem Audi-ul ăsta cu Lamborghini-ul ăla, 2 milioane? Cam așa. Bicicleta asta nu mai punem, 0 dolari. Plus 2 milioane plus asta, 2 milioane 500. 3 milioane, tot cu Lamborghini-ul ăsta plus așa. Ia, hai să ia. 3 milioane, 4 milioane, mă. Da, mai bătut și astăzi. Da, mă, uite că am și motocicleta asta care zboară plus astea două motociclete, vezi? Da, da, da. 3 milioane, 4 milioane. Da, am câștigat eu. Încă o dată l-am bătut pe Mario Robert, așa că scrieți în comentarii voi cine credeți că a câștigat. Chiar sunt curios, așa că noi ne vedem data viitoare cu videoclipuri noi pe acest canal alături de Mario Robert. Pa, 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 băieți. Ciao.